dat seama că nu am ce să comentez foarte mult, dar asta arată calitatea administrației locale județene în ultimii 4 ani, când ai președintele Consiliului Județean implicat într-un dosar penal, nu știu dacă a fost trimis în judecată încă, și primarul Ploieștiului cu calitate de suspect. Asta îți arată că ceva a fost profund, profund greșit, că era nevoie de schimbare și apropo, ploieștenii au făcut această schimbare, de exemplu, fără să aibă informațiile pe care le-au avut sau le au procurorii la acest moment. Veți solicita un control la SCHALE și piețe în acest context? O luăm, evident că voi dori să aflăm situația reală, în primul rând financiară, cam peste tot. O luăm pas cu pas, evident, vom ajunge și la hale și piețe la un moment dat, dar acolo s-a deschis un dosar, nu știu dacă e același dosar penal, s-a deschis un dosar penal anterior privind angajații ai hale și piețe sau din conducerea hale și piețe. Acum văd că și fostul primar este implicat, nu știu dacă e alt dosar sau e același dosar, oricum ceva profund greșit acolo, dar nu trebuie să ne uităm doar la dosare penale ca să știm că e ceva profund greșit. Când te duci în piață, când te duci în piața de pe platoul halelor centrale, știi că e ceva profund greșit și că trebuie o schimbare fundamentală. Dar veți solicita un audit? Și asta o posibilitate, toată lumea, toți noi primari, toți noi președinți de consilii. Vă întreb ca să aveți o radiografie exactă. Fie că vorbim acum sau acum 4 ani sau acum 8 ani sau acum 12 ani. Îți trebuie neapărat un audit ca să ceri niște situații financiare, să vezi despre ce este vorba. Au mai fost făcute audituri, deci dacă va fi necesar, vor fi făcute și audituri, dar nu așa, ok, hai să facem audituri peste tot. Lucruri care se pot afla foarte repede, văzând situații financiare, situația contractelor, ce preț s-au dat pe achiziția de nu știu ce. Deci lucrurile le vezi și foarte rapid, nu trebuie să-ți vină un audit și să afli peste 6 luni când se vede cu ochiul liber că treaba se face prost sau se fură acolo cu tot.